De astăzi, elevii se reîntorc la școală doar pentru câteva săptămâni înainte de o altă vacanță. Asta pentru că până în data de 31 ianuarie se vor desfășura cursurile primului semestru. Din 1 până 9 februarie, elevii se vor bucura de vacanță intersemestrială, iar din 10 februarie începe cel de-al doilea semestru, care se va încheia în 20 iunie. În această perioadă, elevii vor avea vacanța de primăvară, care va începe în 12 aprilie și se va încheia în 22 aprilie, după a treia zi de Paști. În semestru al doilea, în primăvară, vor fi organizate simulările la bacalaureat, pentru prima dată fiind organizate și pentru elevii din clasa 11-a, dar și simulările de la sfârșitul claselor a doua, a patra și a șasea. Săptămâna 7-11 aprilie este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, care va avea un orar specific. Tezele din semestrul al doilea al anului școlar 2013-2014 vor fi susținute de regulă până în 23 mai. Elevii vor intra în vacanța de vară în 21 iunie, anul școlar 2014-2015, urmând să înceapă în 14 septembrie. Cursurile pentru elevii care termină liceul în 2014 se încheie în 30 mai, pentru că ei au de susținut examenul de bacalaureat. Pentru clasa 8-a, cursurile se încheie în 13 iunie, după care absolvenții de gimnaziu vor susține evaluarea națională.